Comisia Europeană a vizat favorabil solicitarea României privind adoptarea în procedură de urgență a suspendării temporare a distribuției în afara țării anumitor medicamente din categoria antibiotice și antitermice cu administrare orală. Măsura este una cu caracter temporar, se va aplica pe o perioadă de trei luni în contextul situației epidemiologice actuale și este menită să asigure continuitatea disponibilității acestor medicamente pentru pacienții români. Măsura nu afectează exportul medicamentelor fabricate de către producătorii români, ci se referă doar la oprirea distribuției intracomunitare a medicamentelor alocate pieței din România. Sunt vizate din categoria antibiotice claritromicina, cefuroxima, azitromicina, amoxicilina și din categoria antitermice paracetamolul și ibuprofenul.